Salut, Louis! Alice! Ce s-a întâmplat? Nu par fericită? Prietena mea, Carol, mi-e teamă că o să mă uite. Să te uite? Îngrozitor! Dacă te face să te simți mai bine, eu nu o să te uit! Îți promit! Louis! Știi ce o să te ajute? O plăcintă cu afine! Acum voiam să pregătesc una pentru gustare. Vrei să mă ajuți? De ce ai nevoie de baloane ca să faci o plăcintă? Baloane? Nu! Am nevoie de pudră de la un fluture albastru. Și cum nu mai amintesc unde eram când l-am prins data trecută, am venit să-mi verific amintirile. Nicio grijă, Alice! Sunt cu tine! Bine? Deci baloanele astea sunt amintirile tale? Da, de exemplu, acesta conține toate amintirile pe care le am cu tine. Iar acesta e cel pe care îl căutăm. Repede, Alice, trebuie să-l prindem. Alice, de ce ai luat balonul ăsta? El conține toate amintirile mele despre prietenia noastră. Imaginează-ți cum ar fi dacă... Mai bine mă duc la Louis. Nu te uiți niciodată. Dar desigur, livada sălbatică. Acolo am găsit fluturile albastru. Cred că am făcut o greșeală. Tu cine ești? Nu te-am mai văzut prin Țara Minunilor până acum? Ce haine ciudate ai pe tine? Ce? Louis, sunt eu. Da, nu lua personal, dar mie nu-mi place să vorbesc cu oameni necunoscuți. Să ai o zi bună! E din cauza balonului. Conține toate amintirile tale despre mine. Iar atunci când se spar, evită totul. Scuze-mă, domnișoară, cine a spus că poți intra în casa mea? Vrei să mă lași în pace, te rog? Dar nu înțelegi? Ți-ai pierdut aminti... Vrei să ieși odată din casa mea? Nu am timp de pierdut. Trebuie neapărat să fac o plăcintă pentru... pentru cine? Pentru mine. Dar desigur, pentru regină, pentru cine altcineva? Louis, ascultă-mă, este foarte important. Stai departe de mine. Acum exagerezi puțin. Îmi pare rău, nu-mi dai de ales. Louis! Îți amintești de asta, Louis? Așa ne-am cunoscut! Nu? Eu atârnam de ceas, iar cucul trebuia să iasă în orice clipă. Iar tu ai băut un flacon de sirop de creștere și ai crescut suficient de înalt ca să mă prinzi la timp. Ce vorbești acolo? Mie nu mi-ar veni niciodată o idee așa ciudată. Ajută-mă, Louis! Morcovi trăzniți! Se apropie ora ceaiului, iar eu nu am prins un fluture albastru pentru plăcinta reginei. Ne vedem exact în 30 și 12 minute. Limbile ceasului te vor lăsa în jos. Rezistă!